Foarte greu, foarte greu, foarte greu. Foarte greu. Știi că ești român, nu? Înainte era altfel, pentru că era de lucru. Răul Codău trăiește în Spania de 13 ani. Ca el, mai sunt cel puțin 10.000 de români doar aici, în Alcalá de Henares, orășel satelit al Madridului. În multe localități din Spania și-au mutat viețile după 90 cam 1 milion de români. Ați zis asta când ați plecat de acasă? Băi, băi, te duce și fă-ți și tu niște bani de o mașină. Și hai înapoi. Și încă n-am ajuns. Dar nu și-a luat mașină, dar și soție din Spania. Amândouă în vremurile în care românii încă erau căutați pe piața spaniolă. Acum, două vremurile în care românii încă erau căutați pe piața spaniolă. Acum, sunt goniți. În doar câțiva ani, recesiunea a schimbat Spania. Șomajul a atins cote uluitoare. Aproape 50% dintre tinerii spanioli nu mai au locuri de muncă. Pentru străini, e aproape imposibil să găsească de lucru. Olivia este asistentă medicală și tocmai a fost concediată de la un centru medical privat. Cu doi copii acasă, femeia are nevoie disperată de un nou loc de muncă. Să se încuniță listă în așteptare, ceea ce pentru noi ca străini va din ce în ce mai complicat. Pentru că chiar și ei, unii din ei, cu voce destul de ridicată, ca să auzim și să fim înțeleși, prima dată spanioli și apoi străini. Ultima oară, sunt nevoită să mă gândesc la o reîntoarcere acasă. Asta o repet și îmi rămâne pentru toată viața. Fie pâinea atât de grea, tot mai bine în țara mea. Ca Olivia încep să gândească tot mai mulți români. De anul trecut, guvernul spaniol le-a limitat accesul la piața muncii. E nevoie de multe acte și de permise speciale pentru a lucra în Spania. De fiecare dată mi s-au cerut alte documente și foarte amabilă doamna, deci spaniol, funcționar al statului spaniol, suridem, cunjină pe guze, zice, nu știu ce pedică poate să fie, că mai mult pentru voi românii. În acest moment, doar unul din 5 români mai muncește legal în Spania. 60.000 de români primesc ajutor social sau șomaj. Altădată generos cu ei, acum statul spaniol nu mai poate susține. Comunitatea românilor este însă foarte mare. În ciuda declarațiilor oficialilor spanioli, care neagă o politică de expulzare a românilor, realitatea arată exact contrariu. În situația actuală, numai românilor li s-a interzis să muncească liber. Bulgarilor nu, deși ambele țări au intrat în 2007 în Uniunea Europeană. De ce? Pentru că românii sunt foarte mulți și au devenit o amenințare pentru societatea spaniolă. Deja apar semne de xenofobie. Ținte, nu sunt doar adulții, ci și copiilor. Uneori se compartă cu mine și îmi zice tot felul de prostii și mie nu-mi place. Ce-ți spun? Că sunt româncă și că trebuie să plec înapoi de unde am venit. Cine îți spune asta la școală? Da. Cine? Păi prietenele mele. Mă insultează și mă trimit la altă parte să nu mă joc cu ei. Cum îmi spun? Poți să-mi spui? Nu. De ce nu poți să-mi spui? Pentru că zic ceva prea urât. Îmi spun tot felul de jurături și chestii rele. Profesorilor le-ai spus? Nu. De ce? Pentru că nu se poate nimic. De ce crezi? Pentru că odată când am fost mic, i-am spus și n-am zis nimic. Din păcate, e adevărat. Se întâmplă uneori ca emigranții să fie tratați în mod diferit, cu superioritate de spanioli și cred că e o idee care vine din familie, unde se discută problemele economice, problemele cu emigranții și uneori sunt considerați vinovați pentru ceea ce merge rău în Spania. E drept, nici românii nu au adoptat cu totul Spania. Pot să vă spun clar că nu există integrare a românilor în societatea spaniolă. Românii trăiesc încapsulați, cum este cuvânt în cercetare. Au greșit. Enorm. Enorm. Nu s-au dispersat, nu s-au integrat. Creează evenimente, întâlniri numai între ei. Oamenii parcă ar fugi de societatea, nu? Care e primit. Și nu este normal. De asta și reticența la școală sau la medic sau
la locul de muncă. Dumneavoastră ați votat pentru autoritățile locale de aici? Nu. De ce? Pentru că nu am niciun interes și nu mă prea interesează politica. La alegerile locale de anul trecut, românii nu și-au exercitat dreptul la vot făcut cadou de guvernul spaniol. Doar 100.000 s-au înscris pe liste. Două luni mai târziu, guvernul de la Madrid a decis să schimbe condițiile de acordare a dreptului de muncă și ședere pentru români. Le-a limitat accesul la sănătate și educație. Relațiile dintre comunitatea românească și partidele politice din Spania s-au răcit, în special din partea partidelor politice care au văzut că românii nu au participat în masă la alegerile locale de anul trecut, după ce le-au fost ridicate restricțiile privind accesul la piața muncii în 2009, în plină criză.